Bun găsit! Comunicarea este foarte importantă astăzi. Din fericire, aspectele sunt foarte bune între planete, semn că reușim să convingem și trebuie să o facem. Berbecii, în orice vor să realizeze astăzi, au nevoie să convingă mai ales persoanele din familie sau pe cei mici, pe copii, să fie de partea lor și știu să manevreze argumentele. Taurii, în schimb, vor să obțină bani și ei pledează pentru asta. E vorba de o cheltuială în familie și au nevoie să fie susținuți de membrii familiei sau măcar să accepte cheltuiala pe care îi vor să o facă, dar iese bine așa cum gândesc ei. Gemenii, în schimb, discută mult despre niște planuri, fie legate de vacanță, de drumuri, pentru că sunt acolo niște deplasări, dar e posibil să se anunțe un musafir și iarăși trebuie să se organizeze. Racii au și ei discuții legate de bani. Vor să găsească urma unor bani pierduți sau să recupereze niște bani și pot face lucrul acesta, așa că ies foarte bine la socoteală până la finalul zilei. Leii au și astăzi o zi valoroasă sub aspect social, sunt foarte populari, dar totul se bazează, sau succesul lor, pe cuvintele pe care le folosesc, trebuie să fie mobilizatoare, nu critice. Pentru fecioare, o zi de carieră tensionată la finalul zilei. Trebuie să muncească cu sârg în prima parte și vor depune mari eforturi. Nu trebuie să se bazeze pe mulțumirea și laudele celorlalți, să fie mulțumite doar că au rezolvat lucrurile. Balanțele discută și ele cu specialiști sau persoane foarte bine informate, mai ales într-o problemă sentimentală, primesc sfaturi foarte bune. Trebuie să fie un pic mai atente la ce are de spus partenerul de viață. Scorpionii rezolvă probleme financiare trecute prin acte. Poate că mai citesc o dată un contract sau descoperă un act pe care l-au rătăcit și de care au nevoie și asta este rezolvarea problemelor. Pentru săgetătorii trebuie să fie mai cu tact în relațiile apropiate, mai diplomați. Oamenii le cântăresc foarte bine gesturile și cuvintele care îl pot da de gol dacă nu sunt sinceri. Capricornii muncesc cu sârg, au o zi fructuoasă, aducătoare și de bani, munca lor dă rezultate, sunt prinși în foarte multe activități și e posibil ca agenda lor să fie dată peste cap, trebuie să facă față din mers. Vărsătorii, ca și ieri, o zi plină de spirit de independență, mai puși pe treabă sunt spre seară sau au niște întâlniri importante, le vin niște idei. Cu alte cuvinte, cheful este abia la final de zi și rezultatele financiare. Peștii, în schimb, sunt mai năzuroși la începutul zilei, dar foarte tonici, după amiază și spre seară, mai mult pentru activități sociale sau pentru cine știe ce idei năzdrăvane le vine chiar la locul de muncă și inovează ei ceva pe acolo. O zi frumoasă, profitați de ea, mintea merge strună, așa că trebuie să aveți idei valoroase, ne vedem și mâine!